Primul weekend fără restricții a fost ca o sărbătoare pentru cei mai mulți dintre cetățenii. Relaxarea măsurilor a fost o surpriză pentru români, iar aceștia se bucură că pot merge fără restricții pe stradă și fără a mai purta masca de protecție. Un weekend ploios, dar plin de semnificație pentru români. Sâmbăta a fost prima zi în care românii au scăpat de unele restricții. Masca nu mai este obligatorie în spațiile publice deschise, cu excepția zonelor aglomerate, a stațiilor de autobuz și a piețelor, iar restricțiile de circulație pe timpul nopții au fost și ele eliminate. Super! Ați ieșit afară? Da. Începe să ne apropiem spre normalitate și să sperăm că rămâne așa, că nu se impun din nou restricțiile care au fost și e normal. Cum este fără mască? Cum este fără mască? Încă mai e nevoie, povedesc că încă o ținem de până în magazin, în transport, în ăsta, dar să sperăm că nu se va mai întoarce unde am fost. Deja părea că trăim în altă lume, suntem din alt film și nu, e normal. E normal așa cum este acum, să sperăm că o să fie din ce în ce mai bine și o să ne îndreptăm către normalitatea care era odată, așa cum știam că trebuie trăită viața. Așa este, faptul că măsurile s-au relaxat nu face decât să ne bucure și să ne amintească de vremurile trecute. Cum a fost primul weekend fără restricții? Destul de interesant, m-am simțit mai liber. A fost foarte frumos, dar lumea ca așa este română, nu se satură niciodată. Prea s-au repezit așa. Puteau și să ia mai ușor, așa mai, până ți intri și la un antrenament. Prima dată o faci ușor, ușor, salut. Prima dată faci ușor, ușor, după care intri în forță. Eu intrat de prima dată în forță. Azi noapte, la orele 12:30, 1, știi ce era prin centru pe aici. Și cum este fără mască? Păi bine, uite, eu și acum mi-o luai. Eu de regulă o purtam, fiindcă este, așa m-am obișnuit. Și am zis, bă, să am masca. Dar acum, uite, o luai când se duce de vorbă cu voi, că vă văd că suntem în aer liber, suntem... E bine fără mască, totuși. A plouat torențial, dar în ciuda vremii, oamenii au ieșit în număr mare în oraș, în primul weekend fără restricții de circulație după mai bine de 6 luni. Mehedințenii vor putea circula fără restricții și vor putea sta la terase și restaurante mai mult timp, deoarece patronii pot prelungi programul.